Normally, I would not allow an applicant to take the floor, but taking into account the circumstances of the case, and if you limit yourself to 3 minutes on an exceptional basis, I grant you leave to make a statement. Please. Domnule președinte, onorată curte, vreau pe scurt să vă relatez faptele petrecute începând cu data de 21 decembrie 1989 și până în 15 iunie 90. 21 decembrie, regimul criminal comunist, ieșim în stradă, acționează împotriva noastră cu toată tehnica de luptă și cu tot aparatul represiv al Partidului Comunist, armată, securitate, miliție, gărzi patriotice. La ordinul comandantului suprem. 22 decembrie răsturnăm regimul comunist, cucerim simbolul Partidului Comunist, sediul Comitetului Central și îl alungăm pe dictator. Preluăm armament și noi nu tragem în ei. Ei ne-au ucis și la Timișoara în 17 și în 21 decembrie la București și în multe alte orașe din țară. Până seara se adună armele, se formează un nou guvern, condus de Ion Iliescu, care dispune să se dea arme populației, dispune să se revină armata în stradă cu același ordin pe care îl dăduse cu o zi înainte Ceaușescu. Nu dați voie demonstranților să se intre în instituțiile de stat. Și din nou suntem reprimați. Această reprimare continuă timp de 6 luni de zile, până în 13-15 iunie, evenimente care olipirează o lume întreagă. Occidentul a văzut la televizor doar lovitura dată Revoluției de către Frontul Salvării Naționale condus de criminalul Ion Iliescu. N-a văzut partea de Revoluție autentică românească 17-22 decembrie până la alungarea lui Ceaușescu, respectiva dictatorului regimului criminal comunist. Vă rog să aveți în vedere că timp de 6 luni a existat o perioadă infracțională în care aceleași instituții au reprimat aceiași demonstranți pentru libertate. Și m-aș opri aici, spunându-vă, astăzi, guvernul de la București trimite două distinse doamne, care cunosc toate aceste evenimente, care au văzut acele atrocități la televiziune, prezentate de posturile particulare. Și vin și vă mint